Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezint Am stat puțin să mă gândesc pentru că nu mai știu ce reprezint Astăzi vom vorbi despre crema magică by Oana Radu Este vorba despre o cremă anticelulitică Mă tot uit către ecran pentru că acolo e site-ul propriu zis uh, Am să încep scurt, clar și la obiect Nu există o cremă care să vă ajute cu celulita nu există masaj anticelulitic care este dovedit științific că vă poate ajuta cu celulita. Într-adevăr, pentru anumite persoane poate să asiste procesul, dar în orice caz, marea majoritatea a oamenilor care au probleme cu celulita le pot rezolva problemele respective prin slăbit. Oana Radu a făcut asta prin a slăbi, nu prin a folosi crema respectivă. De exemplu, a pus un before cu ea când era mai plinuță, după care un after cu ea când a slăbit. Și celulita s-a redus, desigur, deoarece a slăbit nu datorită faptului că a folosit crema respectivă. O să ne uităm puțin pe site, o să analizăm produsul în sine, o să căutăm studii pentru că ea susține că crema anticelulitică baiana Radu conține ingrediente inovatoare de ultimă generație cu o eficacitate dovedită prin studii clinice ce au rolul de a reduce celulita. Uh... <laughs> O să vedem noi despre ce e vorba cu studiile astea clinice. Pentru că, spoiler alert, pe tot site-ul ei nu există niciun studiu clinic citat. Wow, cine ar fi crezut! Să trecem la produsul propriu-zis, ingredientele cheie. Rodisterol este un extract de alge roșii, bla 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 bla. Unul la mână! Rodisterolul nu are niciun studiu clinic făcut raportat la beneficiile pentru uh, celulită. Deci primul element cheie, irelevant, nu este dovedit științific, e acolo să fie. Al doilea, ulei esențial de neroli din ce am citit, am căutat studii din nou, îmi fac research adică nu trântesc afirmații la mișto. Uleiul esențial de neroli este antibacterial, antimicotic, deci teoretic poate să aibă beneficii, dar nu scap de celulită, ci scap de anumite simptome cauzate de celulită, adică acumulările de bacterii respectiv de țesut micotic. Acolo poate să ajute uleiul esențial de neroli, dar este mai mult simptomatic, nu merge către cauză. Așadar, din nou, niciun studiu clinic care să ateste faptul că este benefic pentru celulită, are alte beneficii, este ok, e acolo, dar nu are nicio treabă cu produsul propriu-zis. Afirmațiile propriu-zise, ea spune că este ideal pentru masajul mâinilor și picioarelor, regenerează țesutul epidermal, îmbunătățește elasticitatea pielii, benefic pentru vergeturi, tonifică și hidratează pielea. Nu. No nu o să tonifice, oricum a tonifica, a tonifica sau a tonifia, ea spune tonifică, este un termen nebulos. E benefic, ce înseamnă că e benefic pentru veget vergeturi? Din nou, know, este o afirmație de asta, o schemă de marketing trătită acolo. În orice caz, și să trecem la ultimul ingredient cheie, uleiul esențial de grapefruit, care într-adevăr este folosit de, cred că de sute de ani pentru a trata celulita, dar Cine ar fi crezut? Nu există niciun studiu clinic care să ateste faptul că uleiul esențial de grapefruit ar aduce beneficii când vine vorba de celulită. Deci, toate trei ingredientele cheie, niciunul dintre ele nu este fondat științific. Deși, clar, în descrierea produsului scrie că este eficacitatea dovedită prin studii clinice ce au rolul de a reduce celulita. Bine, phrasing-ul este stupid, dar înțelegeți voi ideea. Bun. Să trecem la ce mai include. Uh, alte tipuri de ulei, niște alcooli, multe tipuri de ulei. Rr, nimic. Wow, parfum. Conține parfum. Parfum și atât. Asta scrie acolo. Da, tot felul de uleiuri care mai de care trântite acolo la mișto pentru care avea beneficii. În orice caz, industria asta a frumuseții și a îngrijirii pielii trântește foarte multe elemente de genul ăsta care pot avea sau nu pot avea beneficii. Foarte multe dintre aceste tipuri de ulei, într-adevăr, ajută cu calitatea pielii, pot hidrata, pot ajuta țesuturile propriu-zise prin faptul că le asigură niște nutrienți, între ghilimele, le asigură pentru că n ar avea nevoie de nutrienți local, în general lucrurile astea se rezolvă din, din dietă. Foarte multe dintre afecțiunile pielii pot fi rezolvate doar din dietă dar nimic de acolo nu poate acționa în mod direct asupra celulitei. Fetelor, celulita poate fi tratată extrem de simplu. Sport, dietă pusă la punct, dietă între ghilimele, mereu o să pun ghilimele la dietă, așa și desigur o hidratare optimă. N-ai nevoie de tot felul de creme, de tot felul de bullshit de genul ăsta, primii trei pași sunt cei esențiali, ceilalți pot fi într-o oarecare măsură adjuvanți. Dacă tu crezi că stai acasă în pat și te freci cu crema aia în fiecare seară timp de 60, 90, 180 de zile că o să-ți rezolvi celulita, e, o să ai parte de o surpriză neplăcută și în portofel, dar și pe picioare, respectiv pe fesieri. Așa, recenzii. Avem patru recenzii, primele trei sunt în aceeași dată și mai avem o recenzie random, deci primele 3 sunt de pe 26 de septembrie și apoi o recenzie de pe 21 ianuarie. Culmea, la ultima scrie Verified Owner, iar la primele trei nu scrie asta. Cel mai probabil sunt recenzii scrise de ea sau de prieteni de a ei. Nu prea mai am nimic de spus despre această cremă, nu mai găsesc nicio informație. Este un produs de la Nebulos, trântit pe, pe piață cu tot felul de... Beneficii. Hidratează pielea, crește elasticitatea pielii. Nu are parabeni. Da, nu are parabeni, dar nu are nici cine știe ce elemente benefice pentru celulită. Să nu mai zic că prețul mi se pare măricel. Adică, din nou, este un element ce oarecum profită de nesăbuința oamenilor care nu știu mai mult de atât. Adică, eu dacă aș fi o femeie la vârsta a doua sau. Nu știu, o femeie între 20 și 35 de ani care nu are nicio treabă cu fitnessul și nu are nicio treabă cu nutriția și am o problemă cu celulita. E, cel mai probabil o să caut produse de genul ăsta pe internet și o găsesc pe Oana Radu care e vedetă și ia uitați, a pus poze cu ea când avea celulita respectivă și după a pus poze când nu mai avea celulita respectivă, dar ea și-a rezolvat problema făcând sport și uh, punându-și la punct alimentația, dar ea nu specifică asta pe site, adică nu vorbește despre faptul că și-a rezolvat problema prin nutriție, ci vorbește despre faptul că și-a rezolvat problema doar prin folosirea acestei creme. Ceea din nou, ce din nou este un mare bullshit. Cam asta ar fi tot referitor la crema magică a Oanei Radu. Cel mai probabil voi mai reveni și cu alte produse de la ea. Numele meu este Robert Florea, reprezinterefkinetics.ro Am să vă rog să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți ce părere aveți. Dacă nu sunteți de acord cu mine, chiar sunt curios ce argumente aveți. Cam asta ar fi tot. Adios!